Când noi nu ne asumăm responsabilitatea, părem să fim victimele circumstanțelor înconjurătoare, evenimentelor prin care trecem, oamenilor cu care interacționăm, mediului în care trăim, societății în care ne desfășurăm viața. Spuneam că principalul neajuns al lipsei de asumare a responsabilității pentru ceea ce suntem în orice moment din viața noastră și chiar și ceea ce avem, principalul efect negativ este starea de victimă. Ne considerăm victime ale circumstanțelor exterioare. E ușor de recunoscut o astfel de stare, pentru că într-o astfel de stare, când ne aflăm, cel care se află într-o astfel de stare, cum am fost și eu, fabrică două categorii de argumente: scuze și acuze. Fabrică scuze față de el însuși pentru starea în care se află, pentru ceea ce este, dar și pentru ceea ce nu este, pentru ceea ce are, dar și pentru ceea ce nu are, pentru ceea ce face, dar și pentru ceea ce nu face. În același timp, fabrică acuzații față de circumstanțele exterioare, evenimentele exterioare, persoanele, organizațiile din exteriorul său pe care le consideră vinovate de ceea ce are în viață. E o situație în care te simți neajutorat, în care te simți la îndemâna circumstanțelor exterioare. Simți că tu nu ai putere, tu nu ai control asupra propriei tale vieți. Nu e o situație deloc benefică.